Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag. Bună seara! Bună seara! Ești mai aproape de noi. Doamna Cătine, noi suntem de la compania Flori cu Surprize și m-am venit să vă ducem bucurie în casa de noastră. Că ce este o zi importantă, așa? Parcă da. Dezamăgeată. Și în primul rând vreau să rămân acest buchet de mese frumos pentru dumneavoastră. Așa? Aici aveți o tortă pentru masă sărbătoare ca să vă ducească casa dumneavoastră bogată. Așa. Dar spuneți în cel mai important, de la cine credeți că poate să vină aceste surprize? Neașteptat, că nu cred că îmi fac... Păi la cine? Cred că la cineva apropiat. Și? Cine este el? Poate nepoțelul Sirge. Păi să știți că aici n-ați ghicit. Este din deva de depărtare. Sau la fică. Exact. Este din partea fiicei Elena și sigur că și din partea nepotului, care vă transmite și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine. Ne alăturăm și noi celor ce îți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacție și multă sănătate. Fie ca anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui mângâie o floare ce stă să înflorească. La mulți ani, scumpa noastră mamă! Dacă aveți și dumneavoastră să transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire, emoțiile cred că sunt în acest moment mai puternice, da? Așa. Câteva cuvinte. Îi mulțumesc lui Fica, îi doresc multe, multe sănătate și spună Dumnezeu să o aibă în paza lui și nepoțelul să aibă succes la învățătură și tot apropiații să-i aibă în paza bunul nostru Dumnezeu. Și dumneavoastră vă mulțumim mult din suflet, vă doresc și dumneavoastră sănătate, fericire și tot ce gândiți. Vă rog, Dumnezeu, în viața dumneavoastră. Așa.